Au fost discuții aprinse aseară în studioul Capricilor între fetele din casa Mireasa, iar mai apoi au continuat discuțiile și în casă după ce s-au întors. În special, Maria a ținut să clarifice cu Eliza cele discutate în studio. La un moment dat, Eliza a început să răspundă cu niște aere de superioritate, așa au considerat fetele, în moment în care mai multe dintre ele au spus că ea așa s-a comportat încă de când s-au întâlnit prima dată, respectiv atunci când s-au filmat materialele de prezentare pentru fete, s-au întâlnit cu toate la munte. Înțeleg că atunci a fost prezentă și Eliza, cu toate că a intrat mai târziu în emisiune și spunea Maria că încă de atunci a avut aere de superioritate și le răspundea fetelor foarte de sus, s-a comportat ciudat și diferit de toate fetele. Maria a ținut să-i spună că nu are nimic personal cu ea, dar a vrut să știe aceste lucruri pentru că o deranjează atitudinea ei, iar Eliza a fost deranjată de faptul că au amintit de aceste lucruri chiar în direct la Capricii și nu au vrut să-i spună în fața ei să clarifice această situație înainte de emisiune sau să-i spună efectiv direct la masă, stând fetele între ele. Eu pot să vă zic că la început, când a intrat Eliza în casă, mi s-a părut o fată extraordinară, mi-a plăcut mult de ea, dar mai apoi, pe parcurs, dacă am stat și am urmărit mai mult pe Antena Play evoluția ei, atât la petrecere, cât și interacțiunea ei cu fetele din casă, îmi dau seama că au dreptate fetele în ceea ce privește atitudinea ei de superioritate.